Dar Florin Cățu, doamnelor și domnilor, critică guvernul după sancțiunile date benzinarilor. Liderul PNL a declarat că dacă va exista un singur caz de abuz al instituțiilor statului împotriva sectorului privat în această perioadă, va cere demiterea celor responsabili. Am văzut săptămâna trecută un desant al instituțiilor statului împotriva companiilor private, pentru că, așa ne spuneau cei care au început acest desant, prețurile au crescut nejustificat. Ceea ce am văzut atunci, eu sper să se oprească, pentru că acest atac împotriva sectorului privat nu face bine în acest moment. Avem nevoie de un sector privat care să performeze, un sector privat puternic, nu un sector privat hăituit. Și ca exemplu, vedeți că au fost tot felul de declarații bombastice la televizor din partea unor șefi al instituțiilor statului care se duc ei și, deși nu au atribuții în ceea ce privește dinamica prețurilor, ne spuneau cum vor veni și vor face și vor dege și prețurile se vor schimba și au dat de fapt amenzi pe altceva. Așa ceva nu admit, este inadmisibil și vă spun că dacă este un singur caz de abuz al funcționarilor statului împotriva sectorului privat în această perioadă, șefii acestor instituții vor trebui să plece acasă. Voi cere demiterea lor imediat. Deci sper să nu este niciun caz de abuz. În acest moment, uitați-vă, când avem nevoie de impozite la buget, când avem nevoie de locuri de muncă, să trimiți toată ziua targetat și să nu, de fapt, să ai niciun rezultat, doar să faci campanii la televizor, mi se pare inadmisibil. Un singur caz de abuz și acești oameni pleacă acasă. Deci ca să fie foarte clar.